Crescut de Gică Hagi, Cristian Ganea a intrat în atenția lui Panathinaikos Athena, unde ar putea să ajungă în această vară. Internaționalul român Cristian Ganea ar putea prinde transferul carierei la 29 de ani. Evoluțiile apărătorului lateral în tricoul lui Aris Salonic i-au impresionat pe reprezentanții lui Panathinaikos Athena, care vor să-l transfere la finalul acestui sezon, potrivit Sport.ro. Cristi Ganea este pe lista lui Panathinaikos. Panathinaikos este cu ochii pe Cristi Ganea, fostul fotbalist al lui Gică Hagi de la Viitorul Constanța. Jucătorul român în vârstă de 29 de ani joacă pentru Aris Salonic din 2020, iar evoluțiile sale au atras atenția unuia dintre granzii Greciei. Panathinaikos Athena este cu ochii pe Cristi Ganea, care este deja pe lista scurtă de achiziție a verzilor. Internaționalul român este în ultimele luni de contract cu formația din Salonic, urmând să devină liber la finalul acestui sezon. Astfel, Panathinaikos îl va putea legitima fără a plăti vreo sumă de transfer în schimbul său, ceea ce înseamnă că fotbalistul poate avea pretenții mai mari când își negociază salariul. Cel mai important club pe care l-a reprezentat Cristi Ganea este Athletic Bilbao, pentru care a evoluat într-un meci din Primera División și în unul din Cupa Spaniei. Spaniolii au plătit, la momentul transferului de la Viitorul Constanța, 1 milion de euro în schimbul său. Cristi Ganea a evoluat în 7 meciuri pentru echipa națională a României, nereușind să marcheze vreun gol sub tricolor. Pentru Panathinaikos au mai evoluat, de-a lungul timpului, Dănuț Lupu și Lucian Sânmărtean. Trimite pe Facebook, WhatsApp, Twitter. Robert Jugravu, autor.